Lumea medicală din România este în doliu după trecerea în neființă a doctorului Dan Roman, un nume emblematic în domeniul urgențelor medicale din Maramureș. Doctorul Roman, primul medic coordonator al unității de primiri urgențe smurd din județ, a murit vineri, lăsând în urmă o moștenire impresionantă și o comunitate întristată. Activitatea sa a fost esențială pentru dezvoltarea și funcționarea UPU smurd de la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, pe care a coordonat-o timp de două decenii, începând cu inaugurarea secției pe 8 ianuarie 2010. În această perioadă, doctorul Roman a fost un lider respectat și un profesionist dedicat atât de colegii săi, cât și de pacienții pe care i-a tratat și salvat. Printre amintirile lăsate de doctorul Dan Roman se numără un incident dramatic care a avut loc în timpul unei ceremonii oficiale. În ciuda contextului festiv, el și echipa sa nu au uitat să intervină rapid pentru a salva nouă persoane rănite într-un accident rutier grav în orașul Cavnic, unde o autoutilitară a căzut pe acoperișul unei clădiri. Acest act de profesionalism și curaj este doar unul dintre numeroasele exemple ale angajamentului său față de salvarea vieților. Doctorul Dan Roman va fi condus pe ultimul drum luni, 26 august, la ora 12, în cadrul unei ceremonii de înmormântare ce va avea loc la cimitirul Tanatorio din Baia Mare. Familia, colegii, prietenii și toți cei care au fost influențați de munca sa se vor aduna pentru a-i aduce un ultim omagiu unui om care a făcut diferența în viețile multora.